Telefonul a fost creat cu scopul de a ne ușura viața, dar cu trecerea timpului realizezi că în loc să-ți ușureze viața, te oprește din a-ți atinge propriul potențial. Viața ta începe să fie controlată de telefon și când îi vezi pe toți oamenii din jurul tău că fac același lucru ca și tine, te fac să crezi că este ceva normal. Când toți stau câte 12 ore pe telefon, tu dacă stai doar 8 ore, înseamnă că ești mult mai bun decât oamenii din jurul tău. Totul pe lumea asta are un preț și din păcate prețul telefonului este incredibil de scump. Nu aia 3000 de euro pentru ultimul iPhone, ci faptul că telefonul te costă viața. Și spun toate astea din propria experiență. Telefonul mi-a dictat viața. Emoțiile mele depindeau de feed-ul de pe TikTok. Dacă TikTok-urile erau triste, eu eram trist. Dacă TikTok-urile erau pozitive, eu eram pozitiv. Ziua mea era definită de mesajele pe care le primeam. Viața este mult mai mult de atât. Viața înseamnă mult mai mult decât mesaje, story-uri, postări și viețile astea false pe care toată lumea le afișează. Nu controlezi dacă ești dependent sau nu, controlezi doar modul în care reacționezi. Atunci când conștientizezi că ești dependent, ești ignorant și rămâi dependent în continuare sau încerci să faci niște lucruri ca să nu mai fii dependent. E absurd să spui că nu o să mai folosești niciodată telefonul. Ideea e că renunți la toate aplicațiile astea mizerabile care îți creează o dependență și îl folosești în avantajul tău. Să stai pe Instagram și să stai pe TikTok nu te ajută cu absolut nimic. Dacă îți dorești să renunți la telefon, va fi un singur motiv pentru care vei ajunge să mai stai pe telefon și acela este că uiți acest lucru. Uiți că tu vrei să renunți la telefon și ai obiceiul prost de a folosi telefonul. Scopul tuturor strategiilor este să îți readuci cumva aminte, să ajungi să stai din greșeală pe telefon și să faci orice poți ca să-ți aduci aminte de lucrul ăla. Eu o să-ți spun strategiile pe care eu le-am folosit, dar poate tu descoperi diferite strategii pe care le poți folosi să îți readuci aminte, să închizi naibii telefonul și să treci la ceea ce ai de făcut. Și prima metodă este să îți dezactivezi toate notificările. Asta nu e ca și cum ți-ar aduce aminte de ceva, dar dacă tu nu mai primești notificări, nu vei mai avea motive să verifici atât de des telefonul, nu vei mai fi distras. E simplu, trebuie doar să intri în setări și să dezactivezi toate notificările de la toate aplicațiile. Chiar dacă primești mesaje, chiar dacă se întâmplă lucruri, crede-mă că o să le descoperi singur. Nu e nevoie să primești notificări și să fii deranjat în cele mai nepotrivite momente de notificările telefonului. Al doilea pas este să îți dezinstalezi toate aplicațiile. Cum adică? Altcumva nu ai cum. Ai încercat atât de multe lucruri până acum și nu ai reușit. Deci ce te face să crezi că ar exista o altă metodă prin care poți să reușești? O să-ți fie frică, o să ai impresia că te caută lumea, că nu mai poți să mai socializezi. Asta este manipularea din spatele aplicațiilor. Te fac să crezi că pierzi ceva fără ele, te fac să crezi că e ceva greșit fără ele, așa te opresc din a renunța la ele, așa ți-au creat dependența, te-au făcut să crezi niște lucruri greșite și te controlează. Și frica pe care o simți, anxietatea pe care o simți, este cel mai bun semnal că trebuie să faci lucrul ăsta. Dacă nu ai acum puterea de a-ți schimba viața, când te uiți la un videoclip pe YouTube fix în scopul ăsta de a te ajuta să schimbi viața, nu știu când mai poți să mai faci pasul ăsta. Nu știu când o să ai tu vreodată singur motivația să-ți dezinstalezi toate aplicațiile și să renunți la telefon. Nu o să spun nimănui să șteargă WhatsApp-ul, dar pune-ți limitare de timp pe WhatsApp ca să-ți readuc aminte la fiecare 15 minute că ar fi momentul să nu mai stai pe WhatsApp. Următorul pas este să cauți să faci multe lucruri ca să nu mai ai de ce să mai stai pe telefon. Dacă ai avea de dimineața până seara lucruri de făcut, nu ai mai sta pe telefon. Orice lucru este mai productiv și mai sănătos decât să stai pe telefon. Învață să gătești, învață un sport, fă sport, caută să faci cât mai multe lucruri și în momentele în care faci activitățile astea, oricare ar fi, pune telefonul undeva, lasă-l în sertar, bagă-l în dulap, lasă-l în altă cameră, ascunde-l ca să nu te distragă atunci când te plictisești. Eu personal, când îmi scriu scripturile pentru videoclipurile astea de pe YouTube, mai am momente în care pur și simplu nu gândesc și stau și mă uit ca prostul la laptop și Nu știu ce să fac. Dacă aș avea telefonul în dreapta mea, primul lucru pe care l-aș face când mă plictisesc și când nu am idei și când sunt frustrat, aș lua telefonul și aș sta pe el. Mi-am dezvoltat obiceiul să nu mai am telefonul lângă mine și automat nu mai am ce să mai fac atunci când mă plictisesc. Mă forțez să rămân în continuare și să mă gândesc la ceea ce am de făcut. Încă un lucru pe care eu l-am făcut și m-a ajutat foarte mult este să încerci să uiți prin casă de telefon. Nu-l lua nicăieri, nu-l mai lua la bucătărie cu tine, nu-l mai lua în pat cu tine, lasă-l într-un singur loc și nu-l muta de acolo. Poți să-l lași într-un dulap ca să nu-l vezi deloc, dar încearcă să uiți de telefon. Următorul pas este să îți pui un mod de noapte cu blocare la toate aplicațiile. Când vrei să te culci și ajungi să stai pe telefon, modul ăsta de noapte o să-ți aduc aminte că ar fi momentul să te culci. Următoarea metodă este să îți pui foi pe pereți sau să le ții pur și simplu pe birou. Și știu că sună destul de ciudat, dar te ajută incredibil de mult. Dacă ai avea o foaie întotdeauna în fața ta și scrie nu sta pe telefon și tu ești cu telefonul în mână și vezi foaia aia, ce faci în momentul ăla? În momentul ăla îți readuci aminte că tu nu vrei să stai pe telefon. Dacă nu ignori foile alea, te vor ajuta incredibil de mult. Și ultimul pas, foarte important, este să schimbi mediul. De fiecare dată când repetam aceeași greșeală de mai multe ori, schimbam mediul. Dacă eram aici la biroul meu și intram de mai mult de 2 ori sau de 3 ori pe telefon involuntar, îmi schimbam mediul. Plecam de la birou, locul în care am făcut obiceiul ăsta nesănătos, și mă duceam ori în curte, ori stăteam în sufragerie, făceam orice altceva decât să stau în locul în care nu fac ceea ce trebuie. Organismul asimilează obiceiul pe care îl faci cu locul în care ești și de asta, dacă vei schimba locul, nu vei mai simți nevoia să mai iei telefonul și să mai stai pe el. Atunci când faci ceva ce nu ar trebui să faci, ridică-te din locul ăla și pleacă altundeva. Va fi foarte greu. Îți spun asta pentru așteptările tale, nu ca să te demoralizezi. Dacă voiam să te demoralizez, îți spuneam din start că e imposibil și nici măcar nu mai făceam videoclipul ăsta. Dar înțelege că ești dependent, la fel cum am fost și eu. Și te vei trezi de multe ori cu telefonul în mână, involuntar. Ai luat telefonul de pe birou și te uitai pe Instagram fără să vrei să faci lucrul ăsta. Se va întâmpla de incredibil de multe ori, dar în momentele astea trebuie să conștientizezi. Să conștientizezi că, ok, fac ceva ce nu ar trebui să fac, nu contează că îl fac de 5 ore, de 2 ore, de 20 de minute, pot să schimb ceea ce fac din secunda asta în care am conștientizat. Contează ce faci din momentul ăsta. Poate că ai greșit până acum, poate că până să te uiți la videoclipul ăsta să te iei câte 15 ore pe telefon în fiecare zi. Este trecutul, nu îl mai poți schimba. Ceea ce poți schimba este ceea ce faci de acum, din momentul ăsta. Uită de tot ceea ce s-a întâmplat, trecutul nu te definește, trecutul nu înseamnă că ești ceea ce făceai în trecut și înțelege că nu mai poți schimba absolut nimic din trecut, poți schimba doar ceea ce se întâmplă în momentul ăsta și automat, dacă schimbi ceea ce se întâmplă în momentul ăsta, poți schimba ceea ce se va întâmpla în viitor. Nu contează nimic altceva decât momentul ăsta. Nu te frustra, nu te supăra pe tine atunci când greșești, acceptă lucrul ăla și treci la ceea ce ai de făcut. Poate că acum mă trezesc pe telefon așa din greșeală și aș putea să-mi bag picioarele că stau deja de o oră pe telefon și să mai stau încă 2 ore, sau pot să-l las jos, să zic ok, am greșit, dar acum e momentul să trec la treabă. Alegerea ți aparține. Calea grea este singura care te va disciplina, dar este și calea care îți va aduce viața pe care ți-o dorești.